să puțină capul. Nu știu cum să descriu în cuvinte emoția ce am simțit-o eu pe scenă. De fiecare dată când urc pe o scenă am emoții, dar astăzi emoțiile au fost, să zic, de 10 ori mai mari pentru că interpretezi altceva. Cântecul popular este altceva, iar ceea ce am interpretat eu astăzi, aceste cântece înălțătoare către divinitate, au o încărcătură aparte în sufletul meu și ele curg altfel. Cu suflet curat, astăzi îți cântăm, în vinerea ta, Iisuse, noi o lăudăm. Am simțit extraordinar, chiar vorbeam acum cu colega mea, Maria Neag, și îi spuneam, așa public bun, nici nu respiră în sală ca să nu deranjeze artistul de pe scenă. De fapt, aici la Reghin, totdeauna vin cu foarte mare drag, aici mă regăsesc pentru că publicul este extraordinar, cum rar întâlnești în țară, așa public dornic să asculte, fie că-i priceaznă, fie că-i colindă sau cântec popular. Așa de cuminți stau în sală și așa de frumos ne primesc de fiecare dată. Ne-am bucurat și în acest an de prezența pe scena Casei de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin, de iubitori ai muzicii. În primul rând, astăzi a fost un spectacol, un concert de muzică religioasă, Lumina Lina din Lumină, care deja este o tradiție în această casă de cultură. E casă, mai bine zis, unde astăzi s-au adunat suflet lângă suflet pentru a ne bucura din nou de învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Și când am spus că a urcat nume în ceea ce înseamnă muzica populară românească, îi mulțumim că a fost alături de noi Dorina Oprea, familia Țogorean, Maria Neag și, bineînțeles, invitatul nostru surpriză, care ne-a încântat sufletele, Vlad Verdeș.